veniturile la bugetul consolidat și fondurile speciale. Un alt termen pe care trebuie să-l cunoască contribuabilii este data de 31 ianuarie, când mai există încă două declarații pe lângă cele 13 pentru termenul de 25, respectiv declarația de înregistrare fiscală de mențiuni pentru persoanele juridice și asocierile și alte entități fără personalitate juridică și declarația privind venitul estimat, declarația 220, care se depune de către persoanele fizice autorizate care optează pentru schimbarea modului de impozitare în sistem real sau pe normă de venit, folosit pentru anul 2010. Persoanele fizice care nu își depun la timp declarațiile se pot alege cu amenzi de până la 1000 de lei. Conform prevederilor legale, persoanele juridice care nu depun declarațiile la termen pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1000 și 5000 de lei. Nedepunerea declarațiilor la termenele prevăzute de lege se sancționează cu amendă potrivit codului de procedură fiscală. Pentru persoanele fizice este amendă cuprinsă între 500 de lei și 1000 de lei, iar pentru persoanele juridice amenda este între 1000 de lei și 5000 de lei. Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declarații cu sume inexacte conduce la sancționarea conform codului de procedură fiscală cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor, livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incomplete ori incorrecte. Trebuie să precizăm că nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora sau care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile. De asemenea, contribuabilul trebuie să știe că amenda se reduce cu 50% în situația în care persoana impozabilă corectează declarația recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declarații recapitulative. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează pe lângă aceste amenzi, datorează majorări de întârziere care sunt într-un nivel de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul majorării de întârziere poate fi modificat prin legea bugetului de stat pe care acum o așteptăm. Anul trecut, contribuabilii s-au încadrat în termenele stabilite. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice speră ca și anul acesta declarațiile să fie depuse la timp. În anul trecut am avut un grad de depunere a declarațiilor fiscale într-un procent de 88,99%, deși ținta noastră și obiectivul de realizat ar fi fost 92%. Aceste declarații nu se depun doar la administrația financiară Bistrița, ele se depun la cele 9 administrații locale, fiecare contribuabil fiind arondat la una dintre aceste administrații, respectiv la Bistrița, la Năsău, la St. George Băi, la Beclean, la Prundul Bârgăului, la Lechința, Uriu, Ilva Mică și cei contribuabili mijlocii au administrație separată în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice. Angajații CJS abia mai fac față numărului mare de persoane care se prezintă la sediul instituției pentru a judica adeverințele de asigurat. Dacă aveți nevoie de acest act, trebuie să vă înarmați cu multă răbdare. Cu siguranță va trebui să așteptați ceva timp la coadă. Ca în fiecare an, în această perioadă, medicii de familie le cer pacienților dovada că sunt asigurați, mai precis o adeverință eliberată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Oamenii trebuie să vină cu documentele respective. În principiu, buletinul. Apoi, pensionarii trebuie să vină cu cuponul de pensii. Aici aș remarca faptul că adeverința pentru pensionari este eliberată pentru 24 de luni. Deci ar fi bine ca dânșii să-și verifice adeverințele pe care le au eliberate de anul trecut, încă sunt valabile. Copiii care au împlinit 18 ani, deci nu mai sunt copii, trebuie să-și lămurească situația în cazul în care sunt elevi sau studenți, să vină
cu o adeverință de la școală și să li se elibereze adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate, în principiu ar trebui să vină persoanele care și-au schimbat calitatea de asigurat. De exemplu, angajatul care nu mai este, din păcate, angajat și este șomer sau este pensionat, deci care, persoanele care au trecut dintr-o categorie în alta, în principiu este obligația pacientului, respectiv a asiguratului, de a anunța medicul de familie cu privire la orice modificare a intervenit în statutul său cu privire la calitatea de asigurat. Nu e neapărat nevoie ca toată lumea să vină în această perioadă. Mai sunt iarăși o categorie coasigurații care trebuie să vină cu certificatul de căsătorie și cu copii de pe buletinul persoanei în a cărei întreținere sunt. Dis de dimineață, în fiecare zi, la parterul instituției, acolo unde sunt și ghișele, se formează cozi foarte mari. Oamenii sunt nevoiți, așteptă câteva minute bune până când intră în posesia adeverinței. Din păcate, noi suntem într-un număr destul de restrâns. Sunt momente în care există aglomerație, în principal în primele zile ale săptămânii și dimineața se face o aglomerație mai mare. Programul este de luni până joi, de la orele 8 până la orele 12. Și cadrele didactice au nevoie de pregătire continuă. Ministerul Educației vine în sprijinul acestora. Astfel, oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2009-2010 oferă cursuri legate de asigurarea calității în educație, de consiliere și orientare sau de managementul conflictelor. Îmbunătățirea calității procesului educativ și dezvoltarea practicilor și procedurilor în vederea monitorizării și evaluării calității procesului educațional, formarea și aprofundarea abilităților necesare în studiul unei limbi sau în domeniul calculatorului ca activitate didactică. Toate acestea sunt obiective ale unor programe de formare continuă pentru cadrele didactice. Anul acesta, în colaborare cu ISJ, Casa Corpului Didactic, va organiza cursuri de formare cu cadrele didactice debutante în vacanța intersemestrială. Dintre aceste programe, unele avem avizul Ministerului pentru a utiliza bani de la bugetul de stat în măsura în care vom primi aceste fonduri, altele sunt prevăzute cu taxă de participare. Pentru perioada următoare, în colaborare cu Inspectoratul Școlar, urmează să programăm cursuri de formare cu cadrele didactice debutante din județ și ne-am gândit să folosim și să valorizăm perioada de vacanță intersemestrială în acest scop. Consilierii municipale ai PDL-ii vor cere primarului Ovidiu Teodor Crețu să redeschidă târgul de animale de la Vișoara. Democrat liberalii din cadrul